Ce poate să fie mai ciudat pe pământul acesta decât sâmbăta să-i vezi pe unii ciudați că se duc la biserică? Adică toată lumea se duce duminica, așa cum am moștenit de la părinții noștri și cum am fost întotdeauna, și vin alții care sâmbăta pleacă cu Scriptura la subțioară, așa ostentativ să-i vezi că au Scriptura, și se duc la biserică sâmbăta și te întreb ce-or fi având, ce au, de ce se duc, de ce fac notă aparte, de ce sunt neînțeleși, de ce toată lumea strigă după ei în mod ciudat, sunt mai buni decât alții. Uneori nu sunt mai buni decât alții. Uneori a trebuit pur și simplu, știind situațiile, să ne cerem iertare și să spunem, te rog frumos, iartă-mă pe mine, pentru că fratele meu care merge cu sâmbăta, adică cu Biblia la sub braț sâmbăta, fratele meu n-a făcut cinste Scripturii, ci dimpotrivă, s-a certat cu vecinul, nu s-a înțeles pe hotar sau pe alte lucruri. E o nefericire lucrul acesta, dar faptul că dânsii merg cu Biblia la subțioară sâmbăta ar vrea să arate că lucrul acesta e după Scriptură. Și în timp ce dânsii susțin că lucrul ăsta este după Scriptură, sunt o sumedenie de oameni care spun, dar cum poate să fie după Scriptură, că și noi credem după Scriptură. În seara asta, cu bunăvoința dumneavoastră, aș dori să folosim timpul ăsta, care și așa e foarte scurt, pentru a înțelege puțin voia lui Dumnezeu în legătură cu noi. Citesc din Geneza, de la început, de la început de tot. Deci, pe prima foaie a Scripturii, Geneza 2 cu versetul 2. După ce în versetul 1 se spune, au fost sfârșite cerurile, pământul și toată oștirea lor, versetul 2, în ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui. O fi obosit? O fi obosit? Cel ce nu ostenește, spune în altă parte Scriptura în legătură cu Dumnezeu, cel ce nu ostenește, cel ce nu obosește, și dacă Dumnezeu nu ostenește și nu cunoaște oboseala, atunci de ce s-a odihnit? Evident că trebuie să fie altceva. Următorul verset, 3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Ce înseamnă să binecuvintezi? Ce înseamnă să sfințești? Se vede treaba că o mulțime din zilele săptămânii sunt la fel ca celelalte. O mulțime din ele ne aparțin nouă. Există însă o excepție, și anume, există un moment când Dumnezeu intervine în timpul meu, ia o zi din cele șapte și o binecuvintează și o sfințește. Cineva spune, o separă, o pune deoparte. Dar nu numai atât. Sfințirea și binecuvântarea sunt două lucruri pe care Dumnezeu vrea să le comunice, vrea să le dea. Dumnezeu nu vrea să fie binecuvântat doar El. Dumnezeu vrea să binecuvinteze mai departe și binecuvintează oameni, binecuvintează muncă, binecuvintează orice. Dumnezeu binecuvintează. Cu sfințenia este la fel. Dumnezeu dorește ca El să fie sfânt și dorește de asemenea ca sfințenia să fie binecuvântată. În Matei 5 cu 48 citesc cu surprindere pentru mine, fiți și voi sfinți pentru că Dumnezeu este sfânt, sau după cum Dumnezeu este sfânt. De ce vrea Dumnezeu și eu să fiu sfânt? În Apocalips, ultima carte, mi-aduc aminte de textele pe care le-am avut săptămâna aceasta, care spunea, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos.
Sfinții sunt o categorie de oameni în care Dumnezeu este extrem de interesat datorită faptului că există o asemănare cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este sfânt și oamenii sunt sfinți. Deci, a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Ca recapitulare a acestei idei până acum, care e diferența între joi și între ziua șaptea? Care e diferența între marți și ziua șaptea? Mă puteți ajuta? Ziua șaptea este sfințită. Diferența este că ziua de marți nu este binecuvântată și nici sfințită. Ziua șaptea este binecuvântată și sfințită. Mai știe cineva cine este ziua șaptea sau care este ziua șaptea? Mai știe cineva? De unde știu eu că până la urmă, de atunci, de la creațiune și până acum, nu s-a produs așa o schimbare a zilelor și dintr-o dată am scăpat o zi? De unde știu? Simplu. Pentru că Iisus Hristos, spune Scriptura, după obiceiul său, în ziua sabatului, deci în ziua sâmbetei, se ducea la sinagogă. Mai mult decât atât, femeile care au venit cu Domnul Iisus Hristos, în ziua pregătirii, când Domnul Iisus Hristos fusese crucificat, au pregătit mirezme și miruri. Și deși Domnul Iisus Hristos murise în ziua pregătirii, adică în ziua de vineri, și deși în mod normal îmbălsămarea trebuia să aibă loc când? Are vreun rost să îmbălsămezi cineva pe cineva după două zile? În mod normal trebuie să-l îmbălsămezi când a murit. În mod normal femeile acelea trebuiau să facă lucrarea asta de urgență, să-l îmbălsămeze pe Domnul Iisus Hristos. Atunci, vineri seara, textul biblic spune că femeile astea au pregătit miresmele, au pregătit mirul, dar n-au putut să meargă să-L îmbălsămeze pe Domnul Iisus Hristos pentru că ele au respectat sabatul după lege sau după poruncă și s-au dus și s-au odihnit. Atât de presantă a fost situația asta încât duminică dimineața, dis de dimineață, la răsărit, femeile au plecat cu mirurile să-L îmbălsămeze pe Iisus Hristos. Și când au ajuns la mormânt, au descoperit piatra dată la o parte și trupul Domnului Iisus Hristos, care nu mai era acolo, le-a dat de înțeles că Iisus Hristos s-a întâmplat ceva. Cei doi îngeri trimiși, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos a confirmat faptul că Domnul Iisus Hristos înviase. Wow! Deci, Domnul Iisus Hristos a ținut sabatul. Doi, cei care erau împreună cu Domnul Iisus Hristos a ținut sabatul și el, adică sâmbăta. Veți descoperi că Sfântul Apostol Pavel a făcut lucrul acesta și el mai departe. Și ca să mergem mai departe pe șirul acesta sau pe firul acesta, descoper că Ioan, ucenicul iubit, în anul 90 aproape, spune și el în ziua Domnului eram în Duhul, iar ziua Domnului pe vremea aceea nu era altceva decât ziua Domnului Iisus Hristos sau ziua lui Dumnezeu. Am prieteni care spun, da, dar ziua asta este doar pentru evrei. Evreii au ziua aceasta, iar noi creștinii nu avem așa ceva. Despre asta aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră acum și aș vrea să citesc ceva mai mult din Scriptură. Pentru că intenția lui Dumnezeu în legătură cu această sărbătoare trebuie să fie foarte clară în mintea noastră. O să vă rog să deschideți acum în Faptele Apostolilor, odată la capitolul
3, pentru a vedea funcționalitatea poporului evreu. De ce Dumnezeu le-a dat lor legea, poruncile lui și sabatul? De ce le-a fi dat lor toate acestea? La versetul 25 din capitolul 3 și 26 citim: voi, spune Sfântul Apostol Petru tuturor celor ce erau acolo, voi sunteți fiii prorocilor ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții voștri când a zis: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Vreau să vă întreb, ce e aia? Cum e aia? Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Cum e asta? Cum e asta? Urmăriți împreună cu mine. Scopul lui Dumnezeu n-a fost ca totul să se oprească la poporul evreu. N-a fost ca totul să se blocheze acolo la evrei. Nu! El a zis așa. Zice aici: prin voi toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. Adică toate neamurile pământului și cine? Și dacii, și romanii, și grecii, și sirienii, și macedonenii, și arabii. Toți vor fi binecuvântați prin tine. Dragii mei, evreii nu puteau să-i binecuvinteze pe toți câtă vreme ei au făcut așa un gard în jurul lor și au zis: nimeni nu se atinge de noi și noi nu ne atingem de nimeni. Înțelegeți? Ca toate neamurile să fie binecuvântate în ei, ei trebuiau să se ducă la celelalte neamuri și să le dea binecuvântare. Adică ce? Să le dea cuvântul lui Dumnezeu, să le dea învățătura lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să fie vehiculul necesar prin care Dumnezeu să vorbească tuturor neamurilor. Ca să vedeți că lucrul ăsta este chiar așa, vă voi invita să mai dați câteva pagini până la capitolul 13. Aici, la versetul 46 și 47, Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală evreilor. Le-au spus așa: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit întâi vouă. Versetul 47. Căci așa ne-a poruncit Domnul: te-am pus să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până unde? Până la marginile pământului. Așa te-am pus să fii. Ce trebuia să facă un iudeu, deci? Ce trebuia să facă un evreu? Un evreu trebuia să ia lumină și să meargă cu ea prin toată lumea. Unde ar fi trebuit să fie un evreu, acolo ar fi trebuit să fie lumină. Lumea întreagă ar fi trebuit să fie luminată pur și simplu de milioane de oameni care erau evrei, pe care Dumnezeu ar fi trebuit să-i trimită până la marginile pământului. Care a fost problema? Evreii au zis: ne-a dat Dumnezeu lumina asta nouă, o arestăm noi, că e pentru noi. Și au ținut lumina pentru ei, în așa fel încât lumina, în loc să ajute lumea, i-a nenorocit și pe evrei, iar lumea întreagă a rămas în întuneric. Ăsta este blocajul fantastic la care asistăm aici. De ce sabatul pare astăzi că a rămas pentru evrei? De ce pare așa? Răspunsul e simplu: pentru că evreii au zis că este al lor. Evreii n-au zis că sabatul este al întregii lumi. Deși Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, spune treaba asta. Vă aduceți aminte unde o spune? Sunteți foarte mulți duși la biserică aici. Aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră unde sunt textele astea. Zice acolo: căci Domnul sau Dumnezeu este domn al sabatului. Și tot acolo zice: sabatul a fost făcut pentru om, n-a fost făcut pentru evrei.
Sabatul a fost făcut pentru om și e drept, pentru că în grădina Edenului când s-a dat sabatul, vă rog să-mi spuneți câți evrei erau acolo. Poftiți? Câți evrei erau în grădina Edenului? Corect, așa este. Niciunul. Cine era în grădina Edenului? Un om. Adam și Eva. Era omul acolo. Din cauza asta, aș vrea să vă invit să deschidem din nou Scriptura pentru ca să vedeți cum se face lumină în mintea noastră. În Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 56. Am găsit toți? Aș vrea să citim cele primele opt versete ale acestui capitol și să le și înțelegem puțin. Versetul 1. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept. Punctul 1. Faceți ce este bine, căci mântuirea este aproape să vină și neprihănirea mea este gata să se arate. Dragii mei, vreau să vă întreb, nu simțiți că lucrurile astea ni se potrivesc nouă? Neprihănirea și arătarea Domnului este foarte aproape de generația asta. Lucrurile, așa cum sunt ele, ne fac să înțelegem că mântuirea bate la ușa acestei generații. De asta suntem aici în Londra. De asta vorbim în felul acesta aici în Londra. De asta vorbim cu dumneavoastră aici. Pentru că mântuirea bate la ușă. Versetul 2. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, adică în a păzi ce este drept și a face ce este bine. Statornic și să rămână în el. Cum se face lucrul ăsta? Reiau versetul 2. Ferice de omul care face lucrul acesta, de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul, ca să nu-l pângărească, stăpânindu-și mâna, ca să nu facă niciun rău. Cine trebuie să facă asta? Evreii? Aici spune fiul omului sau omul în general. Este o cerință pe care o găsim în Vechiul Testament adresându-se ființei umane. Versetul 3. Fiți atenți acum. Străinul care se lipește de Domnul. Cine e străinul? Un străin era cel ce nu era iudeu. Aici spune un neiudeu care se lipește de Domnul. Să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său și famenul, să nu zică, sunt un copac uscat. Sterilizarea nu se întâmpla în cadrul poporului evreu. Sterilizarea este o procedură care se întâmpla între neamuri. Așa numiții fameni se găseau la curtea babiloniană, se găseau la curtea egipteană, la celelalte națiuni, dar niciodată la evrei. Era lege ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Și legea aceasta era aici, în Sfânta Scriptură. Ca urmare, lucrul ăsta nu se întâmpla la evrei, se întâmpla dincolo. Și în momentul în care zice famenul să nu zică eu sunt un copac uscat, Dumnezeu arată că Evanghelia este și pentru fameni, adică în mod clar pentru aceia care nu făceau parte din poporul Israel. Străinii, famenii. Versetul 4. Căci așa zice Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, în niciun caz nu vorbim despre evrei aici, famenii care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, vă rog să observați de asemenea această unire între sabat și legământul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul ăsta trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că sabatul, din punct de vedere al Sfintelor Scripturi în Vechiul Testament, sabatul este semnul legământului.
Și ca să vedeți repede despre ce este vorba, merg în Ezechiel. Ezechiel, capitolul 20, versetul 12, zice așa: le-am dat sabatele mele să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. De ce este importantă sfințirea? Am vorbit la început. Domnul zice, a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, corect? Dar iată aici o altă idee care spune, eu nu sfințesc numai sabatul, sfințesc și pe om. Îl sfințesc pe om. Care este legătura între Dumnezeu, sabat și om? Dacă nu, cumva sabatul este un vehicol, un mijloc de a aduce sfințire în viața ta și în viața mea. Apropo, face sabatul ăsta, sabatul așa ceva pentru tine? Face sau nu? Și în momentul ăsta nu intre pe vizitatorii noștri, care acum probabil că aud despre așa ceva. Intre pe aceia care de multă vreme merg și țin sabatul. Vreau să te întreb, sabatul te sfințește sau nu? Te întâlnești cu Dumnezeu în timpul sabatului sau nu? Versetul 20 al aceluiași capitol reia ideea și o aduce a doua oară în fața noastră. Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Simplu, nu păzești sabatul, nu vei ști că Domnul este Domnul Dumnezeul tău. Este o problemă de identitate, de legătură. Sabatul te ajută să identifici cine este Dumnezeul tău. Mă întorc în Isaia, capitolul 56, acolo unde spune, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut, vor stărui în legământul meu, deci legământul lui Dumnezeu în care sabatul este ca semn. Versetul 5, le voi da în casa mea și în lăuntrul zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge niciodată. Este promisiunea lui Dumnezeu nu pentru evrei, este promisiunea lui Dumnezeu pentru neamuri, pentru străini, pentru fameni. Le voi da un nume în casa mea. Din ce cauză? Pentru că ei în felul acesta vor să păzească ce este bine, fac ce este drept, păzind sabatul. Păzind sabatul. Versetul 6 aduce din nou înaintea noastră aceeași categorie, auziți? Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească, să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, pe toți cei ce vor păzi sabatul. A câta oară e ideea asta, vor păzi sabatul? Nu știu, ați numărat-o? Să știți că în vechime, ca tehnică a scrierii, nu exista subliniere. Noi astăzi când găsim câte o idee importantă, o subliniem. Pe vremea aceea nu se sublinia, dar se proceda altfel. Se repeta ideea aceea de mai multe ori. De obicei se repeta ideea aceea de 3 ori. Ați băgat de seamă că e mai mult de 3 ori? Asta arată foarte limpede că în capitolul ăsta, ideea de a păzi sabatul de către străini, fameni și alții, nu de către iudei, este o idee principală, fundamentală, extrem de importantă. Cui se adresează? Mie, care nu sunt iudeu. Mie, care nu sunt evreu. Ție, care ești în aceeași categorie. Deci cei care vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu din nou, sabatul și legământul cu Dumnezeu împreună, din nou vreau să vă aduc aminte că sabatul este un semn al legământului, vă voi da sabatele mele ca să fie un semn între mine și voi. Lucrurile astea trebuie să fie puse bine împreună. Da? După ce le punem împreună, trecem mai departe. Pe toți aceștia, versetul 7, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt, îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu,
căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Punct. E, și vreau să vă spun că expresia asta va fi folosită de Domnul Iisus Hristos. De ce vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru? Înseamnă că Isaia, capitolul 56, a fost studiat de Mântuitorul, de Domnul Iisus Hristos. El va lua expresia asta ultimă și o va folosi la curățarea templului. Și va spune așa: eu am vrut să fac din templu o casă de rugăciune pentru toate popoarele, dar voi ați făcut din el o peșteră de tâlhari. Asta este ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos în momentul când a curățit templul, și l-a curățit de două ori, o dată la începutul activității sale și o dată la sfârșitul activității sale. Și în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos citează din Isaia 56. E important? Aș vrea să înțelegeți că cel puțin din punctul ăsta de vedere, dragii mei, nu mai există nicio justificare vis-a-vis de ideea aceea care spunea: stai să vezi că sâmbăta e a evreilor. Dacă tot aveți Biblia deschisă aici, vă rog să mai dați două pagini, Isaia 58. Și acolo este vorba de post. Și când vorbește despre post și spune: iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de jug, împarte pâinea cu cel flămând, adun casa ta pe nenorociții fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, nu întoarce spatele semenului tău. Foarte frumos. Dacă am face așa. Dacă am face așa. Ce părere aveți? Ar fi frumos? Facem așa? Ăsta este semnul creștinismului, dragii mei, pentru toți cei ce suntem aici. Dacă vreți să fiți creștini și să arătați că că suntem creștini, ăsta este semnul creștinismului. Practic, nu teoretic. Și după ce se încheie această descriere extraordinară în care spune: nu întoarce spatele semenului tău niciodată. Apoi spune: lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede, versetul 8. Neprihănirea îți va merge înainte, slava Domnului te va însoți. Versetul 9. Vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice: iată-mă. Vă dați seama ce înseamnă să poți dialoga cu Dumnezeu? Să poți să ridici o rugăciune la Dumnezeu și Dumnezeu să zică: iată-mă. Dumnezeu să-ți poată răspunde la toate nevoile tale. Vă dați seama ce înseamnă ca cerul să nu tacă, ci cerul să-ți vorbească? Este extraordinar. Apoi spune: dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit. Bunicii mei îmi povesteau, noi aveam casele noastre jos pe lângă Jiu. Eu sunt din Valea Jiului. Dar mai aveam de pe vremuri, probabil de când dădeau turcii sau nu știu de unde, mai aveam niște locuri mici în vârful muntelui. Îi ziceam la plai. E bine, acolo la plai urcau oamenii oile și turmele. Le urcau primăvara, de vreme. Și le coborau toamna târziu. Cu caprele se întâmpla invers. Le urcau toamna și le coborau primăvara. Că se descurcau. Dar ceea ce era frumos era că bunicul îmi spunea: întotdeauna când mulgeam oile, lăsam ciubărul cu lapte agățat la grindă și plecam. Că în cazul în care trece vreun om pe acolo și e foame, să intre și să bea. Mi s-a părut așa de frumos, așa de extraordinar. Ăsta este, dragii mei, semnul creștinismului adevărat, semnul asemănării cu Iisus Hristos. Mă întorc.
dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Vreți să aveți sufletul săturat aici în Londra? Nu vreau să spun că e fără apă. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu vă poate sătura sufletul. Vă poate aduce bucurie. Se poate purta cu voi excepțional. Va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărei ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Este vorba de o amprentă puternică pe care zice că o vei lansa la nivelul tuturor oamenilor din jur. Vei aduce binecuvântare asupra lor. Și după ce face toată această descriere extraordinară, extrem de practică, tot la nivel practic, știți ce urmează? Sare Isaia dintr-o dată la ceva ce nu m-aș aștepta și începe. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului. Dar ce legătură are? Că până acum mi-ai spus să dau mâncare la cel lipsit, să am grijă de cel nenorocit. Ce legătură are închinarea, sâmbăta și așa mai departe? Faceți dumneavoastră legătura, vă rog frumos. Și veți vedea că sabatul este elementul practic, practic al creștinismului. Probabil din cauza asta incomodează atât de mult. Probabil că din cauza asta este neiubit atât de mult. Probabil că din cauza aceasta oamenii îl dau la o parte. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L, dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale, nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Cum vi se pare? Ce motiv ar fi ca eu la un moment dat să nu țin cont de această sărbătoare a lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine? Ce m-ar putea face să nu țin cont? Încă o dată spun. Dacă vei dori cumva să fii creștin, în mod normal ar trebui să pășești pe urmele lui Iisus Hristos. Asta e realitatea. Faptele lui trebuie să te caracterizeze. Direcția lui de mers trebuie să-ți arate direcția ta de mers. Acolo zice că Domnul Iisus Hristos, după obiceiul său, în ziua sabatului, ziceți mai departe, se ducea la sinagogă. Nu era o dată, nu era de două ori, nu era de trei ori. Textul spune după obiceiul său. După obiceiul său. Care e obiceiul tău? Care e obiceiul tău? Mai avem puțin timp și o să profit de el. Din momentul acesta aș vrea să trec puțin la ceva poate mai complicat pentru dumneavoastră și pentru mine, dar cred că trebuie să vorbim despre el, pentru că Apostolul Pavel se ocupă in extenso, foarte mult, de acest subiect. Și o să rog pe cei de la media să mă ajute cu, din momentul acesta, cu proiecția. Nu?
Dacă nu, atunci vă voi ruga să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Evrei, capitolul 3 și 4. Evrei, capitolul 3 și 4. Sunt la pagina 1176. 1176. Frații mei, suntem la capitolul în care voi lega pocăința de sabat și sabatul de pocăință. Și vreau să vă spun limpede, în intenția lui Dumnezeu este ca un om care se pocăiește să afle și de valoarea și de importanța sabatului. Cu alte cuvinte, aș vrea să spun că un om care se pocăiește nu se poate pocăi fără ca să înțeleagă sfințenia și binecuvântarea sabatului. Mulțumesc! Aici începem, da? Bun. Am rămas surprins că Apostolul Pavel în Evrei 3 și 4 folosește Scriptura Vechiului Testament și el citează din Psalmul 95. Și pentru ca să fie mai clar, am pus Psalmul 95 pentru dumneavoastră aici. Ia citiți-l împreună cu mine. Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca la Masa, în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele, de aceea am jurat, nu vor intra în odihna mea. Bă, despre ce e vorba aici? Că s-ar putea să zică cineva, ai ce încurcat e. E simplu. Dumnezeu i-a scos pe izraeliți de unde? I-a scos din Egipt, da? Și a vrut să-i ducă unde? Poftiți? În Canaan. Egiptul era țara robiei, Canaanul era țara... Poftiți? Făgăduinței. Oameni buni, în intenția lui Dumnezeu ar fi fost ca în câteva luni poporul să ajungă în țara făgăduinței, în Canaan. În realitate, în cât timp au ajuns? Mai mult de 40 de ani. Asta arată limpede că Dumnezeu, în ciuda faptului că poporul evreu a zis noi vrem să mergem în Canaan, cu toate acestea Dumnezeu a trebuit să tragă de ei cu toate sforile ca să-i ducă în Abraham, ca să-i ducă în Canaan. Și pentru că ei n-au vrut, mersul lor a fost extrem de greoi. Le-a luat ceea ce trebuia să fie câteva luni, le-a luat 40 de ani. Din ce cauză? Și Dumnezeu aici explică. Dumnezeu explică. Eu am vrut să le dau odihnă și ei n-au intrat în odihna mea. N-au vrut să intre în odihna mea. Spune aici textul, m-au ispitit, m-au încercat, au văzut lucrările mele timp de 40 de ani. Cu toate astea nu i-am convins. Foarte greu. Să știți că pocăința nu este un lucru ușor. Pocăința e ca și exodul. La început crezi că este simplu, ajungi în câteva luni. În realitate îți ia câțiva ani. 40? Bun. Știți, când am citit versetul acesta, în care spune m-au ispitit, m-au încercat, nu vor intra în odihna mea, am zis, dom'le, dar despre ce e vorba cu odihna asta? Ce-i cu ea aici? Nu știu dacă pentru dumneavoastră este clar. Și am mers mai departe pe trimiteri. Pentru că la Psalmul 95, 8 la 10, jos dacă vă uitați, e o trimitere către numeri 14. Și în numeri 14, undeva la începutul Bibliei, între cărțile lui Moise, găsesc aceste cuvinte. Dumnezeu spune și vorbește poporului Israel și le spune direct, toți dintre voi care au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustiu și totuși m-au ispitit de 10 ori și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat-o părinților voștri. Despre ce țară e vorba? Canaanul, Palestina de azi, acolo unde se bat în momentul ăsta israeliții cu Hamas și așa mai departe,
În intenția lui Dumnezeu a fost să fie țara făgăduită și mai mult decât atât, intenția lui Dumnezeu a fost să fie țara odihnei. A vrut să le dea odihnă acolo. Iar Dumnezeu spune, pentru că m-ați ispitit, n-ați ascultat de glasul meu, nu veți intra acolo. Wow! Și n-au intrat. Pe viața mea, zice Domnul, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da. În afară de Caleb și Iosua fiul lui Nun. I-a luat pe israeliți de la robie, partea stângă, o frescă recondiționată din Egipt, care arată pe evrei muncind sub biciu egiptenilor, și i-a adus și i-a făcut oameni liberi. În partea dreaptă vedeți un om liber care aduce o jertfă. Frații mei și dragii mei, omul liber trebuia să fie conștient că țara nu e a lui. Dumnezeu îi invitase într-o țară care era a lui Dumnezeu, iar ei erau oaspeți în țara respectivă. Din cauza aceasta, ei stăteau în această țară aducând jertfe și arătând că ei sunt acolo ca străini, călători și de asemenea ca oaspeți ai lui Dumnezeu. Omul liber este oaspetele lui Dumnezeu. Un om care nu este liber niciodată nu-l va considera pe Dumnezeu ca fiind gazda lui. Și un om care nu-l consideră pe Dumnezeu care este gazda lui, care are grijă de el, niciodată nu-i liber. Foarte interesant lucrul ăsta. Am vrut să vă gândiți împreună cu mine. Pentru un rob care muncește de dimineața până seara, care e visul lui? Ce îi trebuie? Odihnă. Dar vreau să vă spun, da, odihnă, corect. Pentru că vreau să zic lucrul acesta, un rob, chiar dacă îi dai libertate, dacă îi spui că îi dai libertate și va trebui să muncească în continuare, care e diferența? Așa că Dumnezeu a numit Canaanul ca fiind țara odihnei lor. Îi ia din Egipt de unde au fost robi și le-a promis că o să-i ducă în Canaan unde o să le dea odihnă. Și trecerea asta de la Egipt la odihna lor în Canaan, exodul acesta devine o tipologie, un tip pentru orice drum al unui creștin. Orice creștin din toate veacurile a plecat din Egipt și merge spre unde? Spre odihna lui, spre Canaan, țara promisă de Dumnezeu. Dacă vreți, cerul este țara odihnei noastre. Noi n-avem odihnă aici, vom avea odihnă acolo. În zadar căutăm să ne odihnim sufletele pe aici, oricât de bogați am fi, oricâte mașini am avea, sufletul nostru poartă povara greutăților acestui pământ, pentru că pe pământul acesta nu e liniște, nici pace. Dumnezeu promite odihnă. Vrei să te liniștești? Vrei să-ți umpli sufletul cu odihna lui Dumnezeu? De atunci, de pe vremea Exodului, Dumnezeu spune poporului său, fii atent, eu nu-ți voi da aur, nu-ți voi da argint, nu-ți voi da bogăție, dar îți voi da odihnă. Și toate celelalte lucruri ți le voi da pe deasupra, dar prima dată îți voi da odihnă. În Evrei 4 și 5, tot acolo mă întorc la Apostolul Pavel, zice, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea Dumnezeu. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Apropo, unde a vorbit Dumnezeu așa? Am citit noi la început. Geneza 2:2. Acolo am citit noi și vedeți Apostolul Pavel cum ia textul ăla și îl folosește în Noul Testament, în Cartea Evreilor și zice, Dumnezeu a zis. Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările lui. Și noi când citim textul zicem, aoleu, Dumnezeu s-a obosit. Dumnezeu e obosit. Și Pavel vine și corectează. Pe atunci de ce zice nu vor intra în odihna mea?
Vă rog să observați, Dumnezeu vorbește despre odihna lui în care invită pe cine? Pe cine? Pe noi. În odihna lui intrăm noi. Dumnezeu n-a creat odihna aia pentru sine. Dumnezeu a creat odihna aceea pentru ca noi să intrăm în ea. Ăsta este sensul adânc al sabatului. Noi zicem, Dumnezeu s-a obosit. Și nu! Dumnezeu a creat o zi, a creat un loc, a creat o odihnă în care după aceea a invitat pe toți oamenii să vină. Pentru ce? Să ia odihna și să se întâlnească cu El, care este Domnul odihnei. Realizați, întâlnirea cu Iisus Hristos într-o zi de sabat este tot ceea ce are nevoie sufletul tău și sufletul meu. Recitesc cu dumneavoastră Geneza 2:2. În ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Ce lucrare sfârșise Dumnezeu aici? Creațiunea. Sunteți siguri? Numai creațiunea? Am o veste fantastică pentru dumneavoastră. Nu știu, o înțelegem, nu o înțelegem, dar vreau să vi-o propun ca fiind temă pentru acasă. Dacă Dumnezeu a terminat și răscumpărarea, ce părere aveți? Dacă Dumnezeu a terminat și creațiunea și răscumpărarea, sunteți de acord sau nu? Pentru că în Apocalipsa capitolul 13 cu versetul 8, Sfântul Ioan vorbește despre mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Ce înseamnă mielul lui Dumnezeu junghiat? Înseamnă crucea. Înseamnă Domnul Iisus Hristos pus pe cruce. Iar dacă lucrul acesta a fost stabilit în mintea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu de la întemeierea lumii, și dacă la nivel de plan lucrurile acestea s-au clarificat și dacă Domnul Iisus Hristos a fost mielul jertfit de la întemeierea lumii, înseamnă că totul, dar absolut totul, din punct de vedere al planului divin, din punct de vedere al designului divin, din punct de vedere a ceea ce a hotărât Dumnezeu, totul fusese gata. În momentul în care omul a fost creat, Dumnezeu pregătise și planul de mântuire. În momentul în care omul a fost creat, Dumnezeu hotărâse că Iisus Hristos, dacă omul va cădea, va muri pentru el. În timp ce Dumnezeu terminase creațiunea, Dumnezeu a pregătit tot contextul de asigurare de care omul avea nevoie. Insurance-ul cosmic fusese rezolvat din punct de vedere al lui Dumnezeu. Era gata. Se știa bine ce agenție va plăti prețul, se știa bine care sunt procedurile pentru răscumpărare, se știa bine că omul va putea să fie salvat dacă cumva va eșua în lupta sa cu puterile celui rău. Și toate lucrurile astea se întâmplă în ziua aceea. Și Dumnezeu zice, s-a odihnit de toată lucrarea lui. După momentul acesta, Dumnezeu și-a încheiat și planul de mântuire ca și proiect. Și-a încheiat și creațiunea. Și din momentul acesta Dumnezeu este sigur că orice s-ar întâmpla, El a făcut totul pentru ca dezastrul cosmic pe care l-a inițiat și l-a făcut Satan să fie rezolvat prin înțelepciunea, prin puterea și prin sacrificiul său. În asta constă odihna lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere în momentul în care omul a căzut în păcat. În momentul în care Eva a luat și a mâncat din pom, în momentul acela Dumnezeu n-a fost luat pe nepregătite. Totul era pus la punct. Din momentul acela Dumnezeu a dat drumul planului de mântuire care a funcționat și datorită acestui plan de mântuire eu și cu tine trăim astăzi. Noi trăim în virtutea unei experiențe extraordinare pe care Dumnezeu a realizat-o și a proiectat-o înainte de veșnicii sau înainte de crearea omului. Încă o dată, asta e odihna. În această odihnă Dumnezeu ne invită pe noi prin credință și El spune să nu vă fie teamă.
Lăsați teama la o parte, lăsați îngrijorarea la o parte, lăsați problemele la o parte și intrați în odihna mea, pentru că în odihna mea toate lucrurile sunt desăvârșite. Eu le-am terminat de atunci. La cruce, Domnul Iisus Hristos rostește al doilea: Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. La cruce, a doua oară, Domnul Iisus Hristos a zis: s-a sfârșit. Și după ce s-a sfârșit, Domnul Iisus Hristos a intrat într-o altă odihnă. Vă amintiți că moartea Domnului Iisus Hristos se numește somn? După ce Mântuitorul a zis s-a sfârșit, moartea sa, în ziua sabatului până în ziua întâia săptămânii, a însemnat odihna aceea în care a intrat Domnul Iisus Hristos. Și din acea odihnă l-a sculat Tatăl. Aceste lucruri sunt tipuri și împlinirea lor, astfel încât Sfânta Scriptură are un sens foarte puternic pentru aceia care o înțeleg. Sabatul este experiența odihnei divine. În Evrei, capitolul 4 cu 9, era textul pe care l-am citit acum două zile, cred, din Biblia aceea lui Cantacuzino de la 1688, care spunea: rămâne dar o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. În original este: rămâne dar un sabatismos pentru poporul lui Dumnezeu. Nu este ca o odihnă, ca o zi, ci rămâne un sabatismos, rămâne o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegeți un lucru, să înțelegeți spiritul sabatului, să înțelegeți odihna sabatului pentru toți sâmbătarii care sunt aici. Aș vrea să vă spun limpede, odihna nu este invitația dumneavoastră în sabat la somn. Odihna este să intrați în mântuirea lui Iisus Hristos. Sărbătoriți cu Iisus Hristos. Trăiți cu Iisus Hristos. Respirați cu Iisus Hristos. Faceți o experiență nouă împreună cu El. Asta este chemarea fiecarei săptămâni pentru dumneavoastră. Iată, vă rog, porunca. Sau dacă vreți, înainte de poruncă, da, pocăința și sabatul. Tot aici, în Evrei, capitolul 3 cu 8, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, în ziua ispitirii, în pustiu. Pentru vizitatorii noștri acum, există o bătălie continuă care ține de inimă: să răspund lui Dumnezeu sau să nu răspund lui Dumnezeu. Să mă las condus de Dumnezeu sau să nu mă las condus de Dumnezeu. Și textul spune: dacă auziți glasul Lui. Oameni buni, nu faceți pas, las că ascult mâine. Nu, textul spune azi. În capitolul 4 cu 1 din Evrei, Sfântul Apostol Pavel spune: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul dintre noi să nu se pomenească venit prea târziu. Ai grijă că dacă lași pe mâine, este posibil să fie târziu, sau poate prea târziu. Asta este perspectiva pocăinței. Pocăința este simplu: Dumnezeu mă cheamă, eu răspund, asta e tot. Dumnezeu îmi poruncește, eu ascult, asta este tot. Dumnezeu mă cheamă lângă El, mie mi-e drag. Sunt fericit. Asta e tot. Porunca. Auziți? Aș vrea să o citim puțin altfel. Aș vrea să învățăm altfel. Este vorba de porunca a patra din Decalog, da? Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Țineți minte, la început Dumnezeu a binecuvântat ziua de odihnă și a sfințit-o. Acum omul este chemat să sfințească ziua de odihnă. Este vorba de un răspuns pe care Dumnezeu îl așteaptă de la tine și de la mine în legătură cu această realitate. Vrei? Dumnezeu spune următorul lucru: prezența Duhului Sfânt în viața ta și în viața mea, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, te poate face să poți să sfințești o astfel de zi. Dar pentru ca să înțelegem bine,
voi recita din memorie o afirmație a cărții Hristos, Lumina Lumii. Zice așa: numai oamenii sfinți pot sfinți sabatul. Adună în tine sfințenie din partea lui Dumnezeu. Adu prezența lui Dumnezeu în viața ta și atunci vei putea sfinți la rândul său o zi a lui Dumnezeu. Marea majoritate, dăm la o parte această zi pentru că ni se pare imposibilă. Mi se pare. Haideți să citim mai departe. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Știți cum aș vrea să o citim acum? Răspunzând la întrebarea ce fel de odihnă este ziua șaptea. Spuneți dumneavoastră ce fel de odihnă e. Zice stare, ce fel de odihnă e? Nu zice așa, citiți. Este o odihnă închinată. Știți ce înseamnă odihnă închinată? E dedicată. Odihna nu e a mea, de asta v-am spus. Sabatul nu ne este dat să mâncăm bine și apoi să ne culcăm toată ziua ca duminica să fim frești să pornim la muncă. Nu ăsta este planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ca vinerea să facem în așa fel încât să ne odihnim ca sâmbăta să fim frești. Pentru ce? Pentru ca să închinăm lui Dumnezeu o odihnă în care să ne placă. Știți cum este, dragii mei, ca să pot cumva să o înțeleg? Este ca și cum suntem chemați într-o galerie de artă, într-o galerie de frumos, în care cineva este chemat să se bucure de ceea ce Dumnezeu îi oferă. Tablouri după tablouri ale mântuirii se deschid înaintea ochilor și înaintea minților lui, înaintea minții lui. Dumnezeu vrea să-l facă pe acest om din ce în ce mai înțelept, să-l facă o capacitate în ceea ce privește planul mântuirii. Dumnezeu vrea să te ridice de la nivelul de mediocru la nivelul de excelență. Dumnezeu vrea să facă ceva pentru tine excepțional. Vrea să facă acest lucru pentru tine. Întrebarea mea este: putem să-i dedicăm lui Dumnezeu odihna noastră? Sau, altfel spus, putem să facem ca odihna asta să fie a lui? Putem sau nu? Vă provoc ca din momentul acesta să citim altfel această poruncă. Încă o dată, ziua șaptea este odihnă închinată. Nu sărbătoriți ziua șaptea oricum. Nu sărbătoriți ziua șaptea cum pot mușchii noștri, nu. Sărbătoriți ziua șaptea în închinare, în spiritul închinării. În momentul când lucrul ăsta va fi clar pentru mintea noastră, în momentul când Dumnezeu ne va oferi această perspectivă, sabatul va deveni cea mai frumoasă opțiune pe care un om o are, și anume să fie împreună cu Iisus Hristos într-o odihnă a sufletului dedicată lui Dumnezeu. Aș dori să închei. Nu înainte de a folosi o imagine pe care o folosesc în general. Imaginează-ți că te duci la un psiholog. Ai o problemă pe suflet. Psihologul te așează înaintea lui sau înaintea ei și tu începi să-i spui. Și nu știu dacă știți că la început, când începi să povestești ceva, psihologul te stimulează, povestește ceva despre tine, tu o iei mai pe de departe așa și povestești lucrurile mai puțin importante ca să se încălzească atmosfera. Când atmosfera se încălzește, te apropii de subiect și începi să-i spui și dintr-o dată o vezi pe doamna psiholog că zice: stai puțin că am uitat bulionul pe foc. Nu se întâmplă asta într-un cabinet, dar mă rog. Și se duce după așa, mai dă două ori în bulion și îl stinge. Și vine înapoi. Zi acum, unde rămăsesem? Aoleu. Și o iei iară de la capăt și începi iară să o iei și să povestești lucruri neimportante ca să se încălzească iar atmosfera. Și când ajungi să se încălzească bine atmosfera, sună telefonul. Și răspunde la telefon și vine înapoi și orice ai zis, da, mai zi o dată. Și iar, e ședință sau nu? E ședință de consiliere? Înțelegeți de ce Dumnezeu zice
stinge aragazul, scoate telefonul din priză, lasă serviciul în parte, deoparte, pentru ca să avem o discuție serioasă. Și așa Dumnezeu, dumneavoastră, iertați-mă, ziceți despre dumneavoastră că sunteți creștini buni. Așa este? Așa zicem noi despre noi, că suntem creștini buni. Și dacă ne uităm, cât timp ne gândim la Dumnezeu, cât timp punem deoparte pentru Dumnezeu, cât timp în mod special, și zicem așa, bă, mă mai gândesc și eu la Dumnezeu din când în când, da. Bun. Îți dai seama cum ar fi dacă o zi din șapte ai pune deoparte și în ziua asta să te gândești, să studiezi, să te ocupi numai cu Dumnezeu, îți dai seama ce salturi așa ar fi. Îți dai seama. Dar în ziua asta te rog frumos, nu pune deoparte ca să te culci, nu pune deoparte ca să dormi, că saltul nu există în somn. Saltul există numai dacă într-adevăr vrei să-L iei de mână pe Dumnezeu și Dumnezeu să te ia de mână și să faci saltul împreună cu El. Nu uitați, și cu asta am încheiat, Sfântul Apostol Ioan, îmi place textul ăsta nemaipomenit, Apocalips 1:10. În ziua Domnului eram în Duhul. Nu în lumea asta, nu la teatru, nu în altă parte, eram în Duhul. Eram cufundat. Dacă încercai să mă găsești, mă găseai numai acolo, în Duhul Sfânt. Vrei să vii și tu? Vrei să fii și tu acolo?